este țara cu peste 1 miliard de oameni. În ultimii 300 de ani, efortul și viziunea misionară, călăuzită de Duhul Sfânt, a dat naștere unei biserici care se estimează că ar număra peste 71 de milioane de membri. Misionarii sunt mulți, dar nu suficient de mulți pentru a penetra și ajunge în toată India. Persecuțiile sunt multe și violente, peste 1000 în fiecare an. Grupul extremist Hindutva împreună cu rebelii maoiști sunt cei mai violenți persecutori. Printre cei care au răspuns chemării și călăuzirii Duhului Sfânt pentru a lucra în India ca misionari, sunt și un grup frumos de români. Ei slujesc Domnului pe termen lung, ca misionari în diferite zone ale Indiei. Să ne rugăm cu credință pentru ca Dumnezeu să lucreze în viețile lor. Să ne rugăm pentru securitatea lor, pentru ca sacrificiile și ascultarea lor să aducă roade pentru slava lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Domnul să deschide uși noi cu oportunități pentru slujirea lor și Dumnezeu să dea și românilor un seceriș măreț. Domnul Iisus să fie mântuitorul poporului indian. Amin.